Ninsoarea din ultimele zile a dus la creșterea cererii pentru sănii. Acestea se vând ca pâinea caldă, iar comercianții se întrec în ofertă pentru a demeni cât mai mulți cumpărători. Da. Cine vreți, Sania? Pentru beție. Și care Sania ați ales? Cred că asta, că acum cam nu prea sunt. Nu este asortiment? Ieri toată ziua am căutat și nu am găsit. Cât costă, Sania? 400. Cum vi se pare prețul? Dar după cum că nu am găsit nicăieri, mă bucur de asta. Oamenii spun că prețurile au crescut după ninsoare. Cine vreți, Sania? Pentru nepoț. Pentru nepoțel. Și de care Sania vreți? Te sunt și jos, dar și con prețurile și convenabile. 400. Scumpe. Comercianții spun că au majorat prețurile cu 30% față de anul trecut. Chiar și așa, săinile nu au stat prea mult în magazin. Noi am avut mai multe, dar s-au vândut. Cum avem, bineșor. Sunt modele bune, am în vedere că calitatea foarte bună, metalul e bun. De acum vedeți că s-a terminat ninsoarea și, da, lumea cumpără. Sper că o să mai ningă și o să mai fie iarnă. Dar cât costă să ne? 400. Ce trebuie să ne avem? Sănii ca să-i hrani și buni. Ieftin și scumpi, și atât. Este 350, 400, 300 este mai ieftin. De când anezi, cam cât au crescut vânzările? Nu, din anul trecut, plus minus 30%. Cei care nu au găsit încă o sanie pe placă o pot face în perioada următoare. Prețurile pornesc de la 300 și ajung chiar și la 600 de lei.